băiat a murit căzând în prăpastie. Eu acolo am înotat. Mai încoace în scobitura aia. Ăsta e varsul nostru. Voi me motro scot vostricos. Sunt de 200 de metri, 100 și ceva de metri de cățărat. Asta e vaporașul meu cu care face turul insulei. Așa navat eu. Varurile sunt mari, cam 2 metri, ia uite, mă ridic eu cam 2 metri în aer. Iuhuu! Asta e peștera de la plaja Navagio. Mă lupt cu ele, e destul de greu să stai deasupra. A, bine, am și labe de nuc, e adevărat. Aici în... M-am ascuns într-o mică scobitură în stâncă. Valurile sunt foarte mari. Iha! E un colț mai dosit. Vaporul mare ne-a lăsat pe plajă lângă Epavă și am venit de nou până aici. Nu știu ce se vede, că nu văd nimic. Aici înghesuială la vapoare. Vine, te lasă, se dă deoparte, vine altele. 2, 4, 6, 8, peste 10 vapoare. Plaja Navagio, vasul naufragiat. Și frumos pereți de stâncă, de cățărat. Au cam 100 și ceva de metri înălțime au. Și multă lume, multe vapoare care vin și aduce oameni aici. Dar n-a zis eu să ne infundar etanul, mă! Coliziune între coloși! Piscala, dobro, sta, bune, ostati! Coliziune între coloși. Taxi, neta, e nefie, neta! Poteca care merge
spre Steag și unde a căzut băiatul ăla în 2016. Un calcar foarte ascuțit și găunos, se bade ploi și vânt și apă. Seamănă un pic cu dolinele din munții Cernei și sau Mehedinți. Da, de acolo am venit de la Steag. Sunt vreo 300 metri dus, 300 metri întors. Și prăpați în jos de vreo 150 metri. Noi am un mare loc vedere, am mers cu excursia și sâmbătă nu s-a mai putut de văzut. Azi e duminică. Un loc deosebit. Îndepărtat de insula Chefalonia. Aici este locul. În timpul zilei când vine autocare și că e poliția și nu de la să faci doar o poză acolo și cam atât. Eu am o mare noroc. Cam e la ora să târzie și nu mai e echipaj de poliție, nu mai sunt autocare. Și am parcurs 50 km din Zante. Cu bicicleta asta. Bineînțeles, poate că ai interzisă de către ranger că accidente și stai la coadă, că ca fraier, a fluierat pe mine, dar nu m-am întors. Asta e una din poteci, care e chiar deasupra deasupra vasului naufragiat și am văzut pe poteca cealaltă unde este acum. Că acum ar veni, care vezi, intrarea în golf și tot golful. Am alergat până aici că trebuie să prind autocarul înapoi. Să mă așteptat la nebunia asta, să stai la coadă, să faci poză. Norocul meu că ieri am închiriat scooter și că am reușit să fac poza. Altfel, durere, că nu te las. Mergi în folie.